Facultatea de Inginerie Electrică, în parteneriat cu Distribuție Oltenia, a reunit la Craiova elevi și profesori coordonatori din 14 instituții școlare din Oltenia. Trecutul, prezentul și viitorul energiei electrice au fost aspectele ce au constituit temele sesiunii de comunicare Energia electrică în secolul 21. Acest concurs marchează o legătură pe care încercăm să o dezvoltăm pe de o parte cu liceele de unde ne vin studenți, iar pe de altă parte cu mediul socioeconomic, cu firmele din zonă. Este extrem de importantă implicarea acestui în acest proiect. Practic, această sesiune se desfășoară grație implicării CESP, care a asigurat toate costurile de desfășurare a sesiunii respective. Provocarea lansată liceenilor are în prim plan schimbul de idei și dezvoltarea educațională. Cele mai bune prezentări au fost premiate de către Distribuție Oltenia. Elevii din liceele, din județele în care desfășurăm noi activitatea, vor prezenta niște lucrări, niște referate legate de energia electrică, de trecutul, prezentul și viitorul acesteia. Suntem aici pentru a vedea cum privesc elevii, viitoarele generații de profesioniști din domeniul energiei, zona de energie electrică în viitor și prin ochii lor să vedem cum abordează ei subiectul de energie electrică, care sunt tendințele, poate vom vedea cum va fi viitorul în energie electrică. Sesiunea de comunicare aduce beneficii atât elevilor care își pot descoperi afinitatea către o carieră în domeniul energetic, cât și profesorilor coordonatori și cadrelor universitare care fac astfel schimb de idei cu noua generație.